Greșeală fatală de Severn Noran. Partea a treia. Emilia se destăinuie. Pe la ora 11 ajunsesem la șantier și tocmai comentam cu Titi Ionaș cu cele petrecute la serata Marcelei, când l-am zărit pe bătrânul arheolog. Acesta a coborât dintr-un Renault 10 și, pășind cu grijă printre săpăturile de pe șantier, s-a îndreptat către noi. L-am salutat încă de departe. Tocmai vorbeam de dumneavoastră, domnule Suciu. Cum vă simțiți? Se putea întâmpla o nenorocire? Bătrânul a râs, arătându-și dinții albi bine îngrijiți, iar pe obrajii lui prelungi au apărut pete roșiatice. Aici, în aerul liber, nu mi se părea atât de înalt ca în sufrageria lui Bertea. Drac mort n-am văzut, a dat-o pe glumă arheologul. De fapt, nimeni nu știe ce a fost cu adevărat. Cât mă privește, sunt convins că femeia de serviciu a Marcelei n-a spălat bine paharul, o fi ținut sodă sau altă drăcie în el. Dacă ar fi vorba de o travă, cum se zicea la spital, ar trebui să se facă cercetări. Păi ce? Într-o casă de oameni, cum se cade să fie otrăvit, doar nu suntem pe vremea lui Caligula, când, invitat la vreun ospăț al împăratului, nu știai dacă mai vii acasă. Ei, să lăsăm asta. Ce mai e nou pe aici? Până să răspundem, l-am văzut pe Bertea ieșind din baracă. Probabil fusese anunțat de Marco că venise Suciu. Am reluat discuția asupra celor întâmplate în ajun. Bertea și-a cerut scuze, nu putea explica cauzele. Din una într-alta, am trecut la problemele profesionale. Îmi pare bine că ai venit aici să te documentezi, mi-a spus la un moment dat bătrânul arheolog. Nu mă îndoiesc că vom descoperi ruinele unui castru roman. Teorie lansată de mine cu 15 ani în urmă. E pe cale să... Deocamdată n-am descoperit ceva deosebit, domnule Suciu, a spus Titi Ionaș cu ușor iritat de ce vorbea bătrânul. Dar suntem pe cale de a descoperi. Se va adeveri în totalitate teoria mea, nu-i așa, domnule profesor? Sau și dumneata ești sceptic? Am zâmbit. Nici sceptic, dar nici optimist. Am răscolit zeci de biblioteci, dar n-am găsit nicio informație privind existența cândva a unui castru roman la T. Ce-i drept? Nimeni nu spunea exact pe unde a trecut linia nordică de apărare împotriva popoarelor migratoare. Poate că în față sau în spate au existat alte linii de fortificații, ca să le zicem așa, datând din decenii diferite. În cazul acesta ar putea exista un castru și aici, la T, pentru protecția drumului comercial, care trecea din Serdica. O, îți dai seama că, prin ceea ce spui, susții punctul meu de vedere. Ploaia asta de monede romane crezi că a fost întâmplătoare? Ca să vorbesc în termeni poetici, ploaia a căzut tocmai pe ogorul meu, făcând să rodească teoria mea. Săpăturile vor dovedi că am avut dreptate. Privindu-l pe domnul Suciu, mi-a venit în minte întrebarea. De ce se sapă acolo unde a fost o poziție de tragere a unei baterii antiaeriene fasciste? Dacă ar fi existat un castru roman aici, ar fi fost descoperite urme chiar de către soldații romani care săpaseră adăposturi pentru tunuri. Îmi propusesem să discut această ipoteză cu inginerul Bertea. O discuție cu arheologul Ion Suciu era mai potrivită. I-am spus așadar ce mă preocupa. Ceea ce zici dumneata, domnule profesor, nu e o noutate pentru mine. Alții și-au arătat îndoiala. Tuturor însă le-am servit un contraargument eficace. Fasciștii n-au săpat peste tot și nici la adâncimea la care se poate găsi urmele castrului roman. Cine-mi susține părerea aceasta? Păi monedele romane. Dacă se sapă peste tot, ar fi fost găsite câteva monede chiar de nemți. Dar iată că nu s-au găsit. Acum, noi săpăm cam în jurul locului unde s-a produs explozia și mai la sud-est, căci
lângă poziția de tragere propriu-zisă. Dacă așa stau lucrurile, de ce se teme de accidente? Cavalerul tristei figuri și e mereu îngândurat, timorat, necăjit? M-am întrebat. Nu cumva are alte motive să fie așa? Nu cumva bănuiește că cineva drag este amestecat într-o chestiune necurată? Șantierul acesta făcând parte din obiectivele antrenate în această afacere? Dar dacă însuși Berta are legături cu... Acum ești tot mai sceptic, domnule profesor. Întrebarea arheologului mi-a întrerupt șirul gândurilor. Nu, domnule Suciu. Spuneai că ai mai fost și pe alte șantiere. Da, la Corabia, la Celei, la fosta cetate Sucidava, în Dobrogea. Aici o să rămân o săptămână, două. Voi pleca apoi la Viena, unde voi cerceta documentele din Biblioteca Tereziană. De acolo probabil voi merge la München. Oh, se vede treaba că ai de gând să faci o lucrare de doctorat foarte bine documentată. Pe mine personal nu mă pasionează o călătorie în străinătate și mai ales pe itinerarul pe care mi l-ai spus. Eu, domnule profesor, am fost deportat într-un lagăr fascist și am rămas cu o anumită aversitate față de ce este german. Ei, oricum, îți urez succes de plin, a încheiat bătrânul și s-a întors spre inginerul Bertea, cu care a început să discute planul săpăturilor pentru zilele următoare. Mi-am făcut de lucru, îndepărtându-mă, am ajuns la locul unde se săpa. Ei, ce mai e nou, Neasandule? L-am întrebat pe șeful de echipă. Păi, ce să fie, mai nimic? N-ați dat de schelete? Nu, domnule profesor, lăsați-le păcatelor, că abia am scos din cap oamenilor gândul că aici a lucrat diavolul. De-au dispărut deștele de la mort. Prietenul lui Toader Angel n-a mai dat pe la șantier să mai facă cinste cu o țuică? Nu, domnule profesor. N-am înțeles bine, omul acela era consătean cu Vasile Angel sau... Da, de unde s-au cunoscut aici, în oraș, cam de când am început să săpăm. De atunci, de la țuica aia, n-a mai pus piciorul pe la noi. Angel nici nu știe cum îl cheamă, ci că marin. Câți marini ar fi pe lumea asta? Uite, și pe domnul inginer îl cheamă tot marin. Am râs, deși nu-mi făcea plăcere să aflu că nu puteam da de urma prietenului lui Vasile Angel. Apoi am schimbat vorba, am coborât într-una din șanțuri, am luat niște probe și am pornit la baracă. Trebuie să par mai interesat în privința săpăturilor care se fac aici. Cu ce îmi îmbunătățesc eu teza de doctorat? Dacă mă voi mărgini să adun probe și să studiez planul săpăturilor pentru a nu da de bănuit, cel mai bun lucru era să-l rog pe profesorul Suciu să-mi pună la dispoziție documentația lui. Să citesc tot ce a scris el, să-mi iau notițe ca un școlar sârguincios. Astfel, mai devreme sau mai târziu, cei de aici își vor da seama că nu sunt ceea ce vreau să par. Iar a strâns pietricele, domnule profesor. Am auzit glasul lui Marcu, administratorul șantierului. Păi, cam așa, am nevoie de multe date. Chiar acum mă gândeam să-l rog pe domnul Suciu să mă ajute. Cred că are o mulțime de documente interesante, altfel n-ar fi lansat teoria despre existența castrului roman aici pe Maidanul ăsta. Zicând acestea, mă gândeam, oare unde o fi acest domn Marcu în timp ce lucrătorii s-au dus la o țuică, lăsând cadavrul nesupravegheat? Dacă acest individ mătăhălos, cu privirea tulbure, este cel care a luat cele două degete să inducă în eroare cercetările. Marco a făcut pușcărie. E inginer, dar s-a încadrat pe un post mai mic pentru a rămâne în te. E prieten cu acel inginer a cărui voce seamănă latrat. Inginerul Pop. Ăsta ce hram o fi purtând? Cred că o să vină ploaia, domnule profesor, a spus pe neașteptate Marco privind cerul. Da, s-a înnegurat. Mă duc la baracă. O fi având nevoie de mine. Am rămas privind Maidan
pe care se făceau săpături. Gândurile mele erau departe, la acel necunoscut institut petrolier. Recapitulam în gând toți suspecții. Ardeleanu și Tudor, acesta din urmă mă văzuse cu bota și își putea alarma complicii din T. Marcela, Panait, Berdea, centrala prin care puteau trece toate firele, Berdea, cavalerul tristei figuri, în postura de complice sau tăinuitor, Marco, condamnat cândva pentru un delict de drept comun, Pop, prietenul lui Marco, Cândea sau Marinescu prea liniștiți, deși vedeau că tovarășii cu care lucrau cădeau victimă unor accidente ieșite din comun. Între suspecți se aflau și ceilalți indivizi pe care îi întâlnisem la serata Marcelei, actorul Stelescu și nevastă sa, apoi Marioara, femeia de servici. Cum o fi arătând oare? Dintre cunoștințele mele din T, doar pe Udrea îl scoteam din cauză. Pe soții, Pandele, în trecere prin oraș, așa e bine că mi-am amintit de cazul să fac o vizită bătrânului Nestorescu, unchiul doamnei Pandele. Bineînțeles, nu-l bănuiam cu nimic pe Titi Ionașcu, care nu avea nicio legătură cu institutul și nu avea nicio bănuială în privința muncitorilor, excepție făcând Vasile Angel, cel cu prietenul care trecuse să facă cinste cu o țuică. Eram hotărât să discut cu Suciu despre teoria lui. Înainte de asta am dat încă un telefon domnului Bota, așa cum ne înțelesesem, și ne-am întâlnit. I-am raportat că nu aflase mare lucru în legătură cu prietenul lui Toader Angel. Nu-i nimic, mânzule, asta ne întărește ipoteza că Ion Pădinețu n-a avut vedenii și că, într-adevăr, degetele au existat. Dumneavoastră mai aveți vești despre Udrea? Da, sunt speranțe să scape. Ce am să aflu de la acest om? Nu știu, dar am să caut cu nerăbdare. De ce n-a împărtășit nimănui ceea ce știa, cine l-a lovit cu mașina? La institut se știe un singur lucru, că pe la ora 3, cu puțin înainte de terminarea programului, Udrea a primit un telefon. Colegii de birou au relatat că inginerul a fost deosebit de surprins, aproape că nu-i venea să creadă urechile. Am impresia că visez, dragul meu, voi fi discret, voi veni negreșit la ora 8, a spus el și a închis. Cine l-a chemat? De ce era atât de surprins inginerul Udrea și de ce a promis să fie discret? La ora 8 și un sfert a fost găsit pe marginea șoselei, iar bicicleta în șanț. Ar fi într-adevăr o mare pierdere dacă Udrea ar muri. Udrea e specialistul în metalurgie, în oțeluri e dure. Carotiera proiectată de Tudor și Ardeleanu ar trebui făcută din oțel foarte dur. Altfel, nu v-ar da rezultate. Cei doi au pus la punct motorul cu alimentare cu energie nucleară, dar le trebuie oțelul. Carotiera va intra în pământ ca un proiectil formidabil, acționat de energia nucleară. Înțeleg numai că pentru a întârzia realizarea acestei invenții, cei interesați au reușit să defecteze cele mai importante rotițe, și pe Udrea și pe cei doi tineri. Maiorul s-a înnegurat. Deocamdată și-au atins scopul. Cercetările s-au oprit. Poate că e mai bine așa. Și așa nu reușisem să aflu pe ce canal se scurgeau informațiile. Și asta în ciuda faptului că izolasem pe cei cinci în două camere. Două camere despărțite de restul încăperilor institutului. La cei cinci nu se pătrundea nici de către conducerea institutului. Dacă, de pildă, vreunul era căutat în interes de serviciu, era anunțat și ieșea din apartamentul secret, cum îi se spunea în glumă. Documentele se țineau în case de fier. La geamuri și la uși s-au montat grilaje. În cazul acesta nu pricep cum se transmiteau datele, doar dacă nu ar fi existat microfoane ascunse. La asta m-am gândit din prima clipă, Raduliene. Asta e și motivul pentru care am solicitat un om de specialitate.
pe capitanul Mareș, inginer electronist. În cele aproape 3 săptămâni cât am stat aici, i-am suspectat pe cei 5, i-am verificat, le-am cunoscut preocupările. Ei, bine, nimic deosebit, nu știu ce să cred. Și colac peste popoză, deși am instituit reguli de securitate de plină, informațiile s-au difuzat. Informațiile acelea false. Dar nu asta contează, ci faptul că secretele transpiră. După ce m-am despărțit de maiorul Bota, am pornit agale către centrul orașului. Am trecut prin fața restaurantului Covorului Fermecat. Fără un gând anume, am intrat, căutând din ochi masa unde stătusem cu Emilia. Masa era ocupată de 2 tineri. În clipa când făceam această constatare, am auzit o voce. Un picolo îl întreba pe un ospătar unde să ducă nu știu ce comandă. Ți-am spus odată, de ce nu ești atent? L-a repezit ospătarul. La masa din colț. Lângă Havuz. Havuz? Cuvântul m-a făcut să tresăr. Am urmărit direcția în care mergea băiatul. Se îndrepta chiar spre masa unde stătusem eu cu Emilia. Atras parcă de un magnet, m-am apropiat și eu. Un pas, 2, 3 și deodată am avut o surpriză cumplită. În spatele scaunului pe care stătusem eu pe perete se afla un tablou reprezentând o piață dintr-un oraș necunoscut. Iar în mijlocul pieței se zărea un havuz. Când am sunat la ușa arheologului Ion Suciu, era ora 6. Bătrânul mă aștepta. Purta un halat vișiniu, iar în picioare papuși de casă. Bine ai venit, domnule profesor, mi-a spus el cu veselie. Intră și fă-te comod. Femeia de serviciu ne va face o cafea. Între timp, o să-ți arăt micul meu muzeu, dacă pot să-i zic așa, format din piese găsite de mine, de când m-am apucat de arheologie. Probabil că știi. Eu n-am urmat facultatea de istorie. Am fost profesor aici, în oraș. M-am apucat de arheologie când am fost pensionat. Puteam să mă apuc de filaterie sau să colecționez fluturi. Bătrânul a râs ca de o glumă bună. Cu mâna sprijinită de umerii mei, era puțin mai înalt decât mine. M-a condus prin tot apartamentul. Fiecare cameră avea o culoare dominantă și era mobilată diferit. Anfitrionul meu își făcea biroul într-o încăpere mobilată în stil popular românesc, cu farfurii și ștergare pe pereți, cu covoare oltenești pe jos. Biroul era de nuc, o piesă masivă, parcă prea mare în comparație cu mobilierul din jur, compus dintr-o laiță cu încrustări, o bibliotecă ce acoperea peretele dinspre grădină, lăsând loc la un colț pentru o icoană din lemn. Totul trădat bun gust și rafinament. Îți place? M-a întrebat bătrânul văzând că m-am oprit în mijlocul camerei. Ia loc, te rog, pe laviță sau pe scaun, cum vrei. M-am așezat pe unul din cele 3 scaune încrustate cu aceleași model ca laița. Aveam de gând să stau cel mult o jumătate de oră. Trebuia doar atât să las impresia că mă preocupă teoria lui pentru teza mea de doctorat. Atât. Iar pentru asta o jumătate de oră mi era de ajuns. Dar bătrânul s-a dovedit a fi o gazdă atât de amabilă încât am zăbăvit mai mult decât îmi propusesem. Am discutat despre istorie, despre descoperiri arheologice din ultimii ani. Noroc că eram, cum se zice, în materie, așa că am avut ce discuta cu bătrânul Suciu. Apoi am citit și articolele publicate de bătrânul Suciu, care erau nu prea multe și spuneau cam același lucru. Fără o fundamentare prea științifică, pentru că în final să discutăm despre muzică și despre viitoarea mea călătorie la Viena. Se făcuse ora 8 când am părăsit vila arheologului. Te conduc în oraș, domnule profesor, a spus acesta. Stai să iau cheile să pun o haină. Trebuie să merg în centru la un coleg, așa că în drum o să te las la hotel. Parcă așa am înțeles că locuiești la hotel. Da, la Mureșul.
Vă mulțumesc pentru după amiaza această plăcută. Dacă se va adeveri și vă doresc din inimă să se adeverească, teoria dumneavoastră, lucrarea mea va avea un succes nemaipomenit. Desigur, desigur, a răspuns precipitat Ion Suciu, căutând ceva pe birou, apoi prin sertarele acestuia. Deveneam tot mai nervos pe măsură de ce timpul trecea. Unde naibii l-a pus? S-a întrebat el cu glas tare. Madame Șerban, n-ai văzut cumva cheile mele? Inelul cu cheile de la intrare? Nu, nu, nu. Alte chei, două chei. Doar două. Erau de cu umbreloc. Femeia de serviciu îl privea cu vădită neîntumerire. Lasă că le caut la întoarcere, s-a calmat bătrânul arheolog zâmbind în silă. Se vedea cât colo că nu era în apele lui. În mașină n-a mai vorbit aproape deloc. Îmi dădeam seama că era nervos după felul cum conducea. Când am coborât, m-a invitat să-l mai vizitez. Dă-mi un telefon și vino, mi-a spus el, fără prea multe fasoane. Stai să-ți dau o carte de vizită. Zicând acestea, arheologul a umblat într-una din buzunărașele de la bordul mașinii. A cotrobăit și a cotrobăit, apoi, nervos că nu găsește ce căuta, a scos toate obiectele care se aflau în buzunărașul respectiv și a aprins lumina interioară. În sfârșit, iată o carte de vizită, a exclamat el triumfător. Din clipa în care bătrânul Suciu scotea lucrurile acelea din buzunarul torpedoului, privirea îmi fusese atrasă de un ghid automobilistic, identic cu cel pe care îl văzusem în mașina Marcelei Bertea și în care găsisem chitanța de amendă de la filiaș. Cu un gest degajat am luat cartea și am deschis-o. E ultima ediție, o lucrare excepțională. Exemplarul ăsta mi l-a dat autorul, cu autograf. Te interesează turismul, tinere? Da, desigur, am spus el grăbit, să așez cartea la loc. Bună seara, domnule Suciu. Am coborât. După ce am privit cum se îndepărtează mașina bătrânului, am pornit acasă spre hotel. Mare prost sunt. M-am trezit spunându-mi. Încep să-mi fac tot fel de probleme văzând un ghid auto, când la drept vorbind, orice conducător auto care se respectă trebuie să aibă o asemenea carte. Are dreptate, Bota. Am început să bănuiesc pe toată lumea. Pe Emilia am întâlnit-o când mă așteptam cel mai puțin. Se afla în holul de la etajul 2. Mi-am dat seama că mă aștepta. În clipa în care m-a văzut, obrajii fetii s-a făcut ca purpura. M-am apropiat de ea și i-am întins mâna. Emilia parcă n-a văzut gestul. I-am îngâiat părul și cu un gest calm cu minte, i-am strecurat mâna sub bărbie și i-am ridicat capul să-i pot vedea ochii. Erau întunecați și păreau străini. Nu m-a emoționat privirea lor, așa cum se întâmpla altădată. Am poftit-o în odaia mea. De ce ai plecat azi dimineață? Am întrebat-o de îndată ce ne-am așezat pe cele două fotolii. Tocmai cum stătusem în noaptea trecută. Aveam de cumpărat ceva. I-am căutat privirea. S-a întâmplat ceva, Mili? Ești o fată ciudată, închisă în tine, nu vrei să spui ce te frământă? Uf, cine te-o fi pus? Atunci în bar să mă inviți la dans. Dar pe fața Emiliei nu s-a clintit niciun mușchi. A fost o întâmplare. Toate fetele din balet invită clienții la dans. S-a nimerit să te invit pe tine. Candoarea cu care vorbea mă dezarmă. I-am căutat privirea. De ce nu e sinceră? Cuvintele mele au avut darul să-i schimbe culoarea feței. Emilia se înroși brusc, apoi se îngălbeni. Buzele îi se decolorară parcă. În locul tău, Milia, aș recunoaște că cineva te-a rugat să-i faci un serviciu, să ții companie unui profesoraj de istorie. Taci! Taci, te rog! Aproape că a strigat fata în clipa următoare și a izbucnit în plâns, prăbușindu-se pe un scaun. Am lăsat-o să se calmeze. Nu mi-a cerut nimeni să vin la masa ta, să te invit la dans, înțelegi? Nimeni! A fost o întâmplare.
În seara aceea te-am văzut dansând cu un bărbat înalt, tânăr, roșcovan. Știi, Mili? Eu cred că băiatul acela e prietenul tău. Nu de alta, dar își lipea adesea obrazul de al tău și șoptea nu știu ce la ureche. Ești gelos, Andy? Recunosc, sunt gelos, cumplit gelos. Emilia a izbucnit în râs. Da, el e prietenul meu, adică a fost până în seara aceea. De atunci nu l-am mai văzut, ți-am spus că a dispărut. Până aseară n-a dat niciun semn de viață. Ți-a dat banii? Bani? Cum poți să întreb asta? Ți-am spus. Mi-era milă de el, nu l-am iubit. Mă înțelegi? Mă crezi, Andy? De ce ești gelos? Nu l-am iubit. E un alcoolic. Mi-e milă de el și atât. Spune-mi că sunt dragă, te rog, spune-mi. Am încercat să zâmbesc. Când am putut câteva clipe, s-a lăsat tăcerea, apoi am întrebat. Mili, de ce te-a rugat acel individ să te așezi la masa lângă tabloul cu havuz de la covorul fermecat? Parcă lovisem în creștetul capului. Dar de unde ai aflat? De unde știi că mi-a cerut să mă așez acolo? Am auzit convorbirea telefonică pe care ai avut-o cu el înainte de a coborî în hol. În seara când ne-am dus pentru prima dată la covorul fermecat. Urcasem să bat la ușa ta. Emilia și-a lăsat capul în jos. Nu cu tine trebuia să mă întâlnesc acolo, ci cu el. Mai fusesem și altă dată, trebuia să mă întâlnesc ieri, dar n-a venit. În schimb, a apărut individul acela care mi-a cerut bani pentru el. Simți o plăcere deosebită să te aduci prietenii la aceeași masă întotdeauna? Andy, te rog! În ochii fetei erau lacrimi. I-am trecut mâna mângâietor prin părul negru revărsat peste umeri. Nu te-am întrebat niciodată, Mili, pentru ce ai venit aici, în acest oraș? Eu am de făcut o lucrare, dar tu? De ce n-ai ales altă localitate? Emilia și-a strâns lacrimile și m-a privit drept în ochi. Pentru tata. Și nu cred că ai să înțelegi, dar iată aici o scrisoare, e din partea lui. N-a scris el pentru că este paralizat. Ia-o, citește-o, a încheiat ea, vârându-mi-o în mână. Am înapoiat scrisoarea. Îmi pare rău, dar nu sunt cenzor. N-am dreptul să... Atunci am să spun despre ce este vorba. Ți-am spus că tata a plecat din vara anului 1944. Asupra tatălui meu planează niște învinuiri grave. Nu știu ce îi se impută, dar tata îmi scrie că în cazul în care ar veni în țară, ar fi arestat, judecat și condamnat. Tata e paralizat. Ar vrea să vină pentru un tratament la eforie. Tratament cu nămol, dar e cu neputință până nu se clarifică lucrurile. Am venit aici tocmai pentru a face cercetări. Dar eram singură. Atunci am cerut sprijinul primului om care mi-a ieșit în cam. Omul acela de la bar, care însă până la urmă a dat bir cu fuciții. De altfel nici nu cred că mă poate ajuta. Ți-o repet, este alcoolic, un decăzut care voia să-mi stoarcă bani. Mi-e milă de el, dar n-am să-i dau. Asta i-am spus și individului care m-a acostat aseară. Nu m-ar mira să încerce să mă șantajeze. Ar avea un motiv? Nu, niciunul. Duc o viață liniștită. Singurul meu prieten ești tu. Spuseze aceste cuvinte cu atâta patos încât am simțit un nod în gât. Dacă Nelu Ichimescu, acest individ decăzut, ar vrea să mă compromită, o poate face numai târând în noroi prietenia noastră. S-ar putea să ne urmărească, dar asta nu pentru că e gelos, ci să descopere vreo afacere necurată sau chiar, de ce nu, să-mi pună bețe în roată să nu pot să-l reabilitez pe tata. Nu știu ce mă face să cred că Nelu mă dușmănește. Și mă va urâ și mai mult aflând că nu-i dau bani. Știi cum a motivat cererea? Că are nevoie pentru a cerceta lucrurile în legătură cu tata, că deja a cheltuit niște sume. În sfârșit, pentru mine totul începea să se limpezească. Înțelegeam comportamentul ei din noaptea trecută. Eram gata să-i spun că temerile ei au un temei
și că Ichimescu vrea să afle ce vorbim. În acest scop, montează chiar un microfon sub masa de la restaurant. Am renunțat, însă ce rost avea să-i spun? Ar putea fi mai neliniștită. Și acum trebuie să spun ceva, Andy. E adevărat că acolo, la bar, am venit să te invit la dans, fiindcă mi-a cerut el. Nu știu de unde aflase că ești profesor de istorie și că ai venit aici să scrii un studiu. Emilia, iată omul care ne poate ajuta. Ia, du-te și invită-l la dans. Împrietenește-te cu el. Am zâmbit. Îmi plăcea sinceritatea fetei. Acum totul era limpede pentru mine. I-am luat mâna. Mili, îți mulțumesc că ți-ai deschis inima, că mi-ai spus toate acestea. Mă așezasem în genunchi, în fața fotoliului fetei și îmi sprijineam capul în palmele ei făcute ca uși. Te voi ajuta să-ți reabilitezi, tatăl. Chiar de mâine voi începe să fac cercetări. Voi începe prin a-l vizita pe un bătrân comunist care a făcut parte din comandamentul orașului în 1944. Îți mulțumesc, Andy. Îți mulțumesc, dragul meu. Marcela îmi creează probleme. La intrarea în bar era în bulzelă. Un membru al vestitei formații Duke Ellington acceptase să cânte pentru publicul din T. Am reușit să obțin un bilet datorită Emiliei. Înăuntru, am avut surpriză să-l văd pe inginerul Bertea, care venise cu soția sa și cu soții Stelescu. Am fost invitat la masa lor. Te-ai dat la fund, domnule Radulian, mi-a spus Marcela cu tonul cel mai oficial posibil în timp ce dansam. După vizita de sâmbătă, mă așteptam să-mi dai un telefon, să întreb ce s-a întâmplat. Prea repede m-ai uitat. Dansa admirabil această Marcelă. Când făceam câte o piruietă strânsă, părul ei blond îmi mângâia obrajii. Îi simțeam căldura trupului, transpirația fierbinte și apropierea aceasta mă tulbura. Nu v-am uitat, dar... Nu, niciun nu te-am uitat, domnule profesor. De ce ești atât de oficial? Să știi că aștept să-mi faci o vizită. Știu că ai timp berechet și în cursul dimineții. Telefonează-mi. Chiar mâine, îmi promiți? Da? Bine. Se zice bine, Marcela. Bine, Marcela. De-ndată ce am rostit aceste cuvinte, s-a lipit mai strâns de mine. Păcat că ești atât de timid. Mai am un prieten care ți seamănă, a spus ea îndepărtându-se puțin de mine. Îl cheamă Ardeleanu. Acum e în spital. A avut un accident de mașină acum o săptămână împreună cu prietenul său, Nicolae Tudor. Inginer și el. Îmi pare rău că n-am putut să-i vizitez. Or fi supărați. Am telefonat la spital și se pare că Nicu vine mâine. E vindecat. Ardeleanu însă mai rămâne în spital. Ești timid ca el, Andrei. Timizii sunt mai cuminți, chiar mai puțin de la viață. Crezi? Sunt convins. Deci Marcela nu l-a vizitat pe Ardeleanu, am gândit fulgerător. Atunci, al cui era ghidul din mașina ei și când a fost amendat la filiaș cu mașina lui Bertea? Îți place să conduci? Am întrebat-o. Da. Și să faci călătorii lungi cu mașina? Da, foarte mult. Stai, am o idee. Ce-ar fi să dăm o fugă la Strehaia? Să-l aducem pe Tudor de la spital. Mergi și tu? Haide, ar fi admirabil. Să telefonezi să ne aștepte mâine pe la 10. De acord? Ascultă, cum îți spun prietenii? Andy, o să-ți spun și eu așa. Deci, Andy, mâine la ora 8, vin să te iau de la hotel și ne ducem la Strehaia. Nu ești obligat să-i ceri voie lui Bertea. O să fie grozavă excursia asta. Într-o oră suntem la Strehaia. Revenind la masă, am discutat îndelung cu Stelescu. Soția acestuia dansa cu Bertea, iar Marcela cu un ins care o invitase. Așa că la masă rămăsesem doar eu cu actorul. M-am interesat de repertoriul teatrului din T și am cerut părerea despre comediile lui Baranga. Știam că Stelescu jucase în opinia publică și
Dintr-una într-alta am ajuns să vorbim despre popularitatea actorilor, despre autografe și fotografii. Suntem, domnule Radulian, ca și fotbaliștii. Azi ni se cer fotografii cu autografe, iar mâine dacă jucăm prost... Personal nu-mi place să dau fotografii, doar celor mai buni prieteni. Bună oară lui Udrea, am gândit eu. Să nu credeți, cumva că am intenția să vă cer o fotografie, am zis râzând. Nu v-am văzut încă pe scenă. Stagiatura abia începe. Câte ceasul? 11? Ce bine ar fi să înceapă programul mai devreme. Am ajunge mai repede acasă. Mâine am două spectacole. Un veritabil maraton actoricesc. Și eu fac un maraton mâine, dar cu mașina. Am fost invitat să merg la Strehaia. Invitația e doamnei Berta. Apropo, știți cumva cum conduce? A, Marcela conduce excelent. Mi s-a spus că sunteți priceput în mecanica auto, domnule Radulian. I-ați reparat mașina domnului Berta. Dacă mergi mâine cu Marcela, să fiți atent. Carburatorul cam dă pe afară. Am pățit-o acum câteva zile. Mi-a dat Marcela mașina să mergă până într-o comună învecinată. Nu strică să opriți din când în când, să verificați dacă nu cumva curge benzină din carburator. Mergeți doar dumneavoastră și Marcela? Da, numai noi doi. Când rosteam aceste cuvinte, l-am zărit pe capitanul Mareș. Era la o masă nu departe de mine. În dreapta lui, la o altă masă, l-am zărit pe inginerul Popovici și pe maestrul Mihai Moga, pe care îl cunoscusem aici, la bar, în seara când Emilia mă invitase la dans. L-am lăsat câteva minute pe Stelescu singur și m-am dus să-i salut pe cei doi. Încântat că nu ne-ați uitat, domnule Radulian, a spus Popovici. V-am văzut de altfel și alaltăieri. Erați cu dansatoarea la covorul fermecat. Fiți atent, domnule profesor, să nu care cumva să ancorați în urbea noastră și să uitați de București, precum Ulise în Itaca, atunci când căzuse în mrejele frumoasei Circle. Am râs înveseliți. Înainte de a reveni la masă, am ieșit în holul spațios bine aerisit. Mi-era somn. Dormisem atât de puțin în noaptea care trecuse, așa că m-am îndreptat spre toaletă să-mi dau cu puțină apă pe față. În ușă m-am lovit de un ins care tocmai ieșea. Abia după ce a trecut mi-am dat seama că insul seamănă cu tânărul care dansase în prima seară cu Emilia. Nu putea fi însă aceeași persoană. Omul pe care îl zărisem avea cei drept cam aceea statură și trăsăturile feței asemănătoare, dar era și atent și îmbrăcat într-un costum negru. Purta ochelari fumurii. Am dat să mă iau după el. Când, pe lângă mine, a trecut Berta. Te aștept în hol, domnule profesor, mi-a spus. Aș vrea să-ți vorbesc. N-aveam încotro, nu puteam merge după tipul care semăna cu roșcovanul, fără a da de bănuit. I-am dat cu apă pe față, apoi m-am dus în hol. N-am avut timp să te întreb, domnule Radulian, ce părere ai de incidentul de sâmbătă. Ca să vezi până unde merge imaginația oamenilor. S-a lansat zvonul că paharul lui Suciu n-a fost bine spălat și că avea impurități toxice. Ce zice toate astea? Cred că domnul Suciu are stomacul foarte sensibil. A mâncat ceva ce nu i-a priit. Asta aș păți și eu dacă sufăr de ficat, dacă n-aș ține regim. De mâine mănânc la Madrigal, o pensiune recomandată de domnul inginer Marinescu. Ce-ar fi, domnule profesor, să ne așezăm în fotoliile de acolo? Mai sunt 20 de minute până la începerea programului. Nu mă dau în vânt după jazz. Am venit la bar ca să-i țin companie nevestimii. Astfel, la ora asta aș fi dormit de mult. Ne-am așezat pe fotolii și am așteptat ca Berta să continuă. Voiam să discut cu dumneata, domnule profesor, niște chestiuni. Adevărul e că mie îmi pică grozav de rău meseria asta de șef de șantier arheologic. Îmi stă pur și simplu în gât. Aș vrea să las totul baltă, mai ales că sunt convins că săpăm degeaba. Dumneata, ce crezi? Vom da de ruinele unui castru roman? Ca să spun sincer, nu prea cred. Berta a respirat ușurat.
Deci ești de aceeași părere cu mine. Mă bucur. Dacă așa stau lucrurile, n-ați putea influența într-un fel acolo la București să se renunțe la această inutilă risipă de energie? Să scrii de pildă în vreo gazetă părerea dumitale sinceră despre nulitatea acestor săpături. E drept, e un șantier mic, cheltuieli puține, dar de ce să lucrez de pomană? Dacă nu se vor descoperi ruinele unui castru, poate că se vor descoperi alte urme dacoromane. Vă amintiți, nu-i așa, de bănuția aceea? Berta își țupui buzele. Oi, fi având dreptate. Și în geologie la fel. Nu peste tot unde forăm dăm de petrol. Dar uite că vine Marcela, ne caută. Într-adevăr, soția lui Berta venea spre noi. Văzându-ne, chipul i s-a luminat. Unde ați dispărut, domnilor? Nu cumva discutați probleme de serviciu? Haideți la masă. Stelescu și Mia ne așteaptă. Știi, s-a adresat soțului ei, mâine o să merg cu domnul Radulian la Strehaia, să-l aducem acasă pe Nicu. Cred că n-ai nimic împotriva. Bine, bine, a mormăit cavalerul tristei figuri, nemulțumit parcă de această veste. Andy, hai să dansăm, m-a invitat Marcela. Am dansat din nou cu soția lui Bertea. De data asta se ținea la distanță și nu odată am surprins-o privind spre Stelescu. Nu cumva între cei doi e mai mult decât o prietenie? Și Stelescu i-a reproșat că dansăm prea strâns? Cred că n-ai uitat. Mâine la 8 sunt la tine, mi-a șoptit ea în timpul dansului. Astă seară nu mai dansăm. Nu vreau să bată la ochi. Cuvintele Marcelei m-au intrigat la urmea urmei. De cine trebuia să mă feresc? Și de ce era incorrect relația noastră? Pe cine deranja că dansăm? Știam că Marcela nu mergea la Strehaia pentru Tudor, ci pentru a-l vedea pe Ardeleanu. Berdea putea să-i reproșeze Marcelei dacă ar fi dansat prea mult cu Ardeleanu, dar cu mine? De ce? Am așteptat cu nerăbdare să termine spectacolul și să reînceapă dansul, sperând că Emilia va veni să danseze. Dar fata n-a venit. Într-un târziu m-am dus să întreb de ea. S-a îmbrăcat și a plecat, mi-a spus una dintre colege. O aștepta cineva sau trebuia să întâlnească cu cineva, nu știu prea bine. Dezamăgit am revenit la masă. După câteva clipe am anunțat că plec. Mă ridicasem când chelnerul mi-a adus pe o tăviță un bilețel. Am bănuit imediat că era de la Emilia. Într-adevăr, nu mă înșelasem. Fata își cerea scuze. Era chemată de urgență la o colegă bolnavă. Pretext. Păcat că nu știu unde locuiește această colegă. M-aș fi convins dacă e adevărat. O veste proastă, Andy? Întreba Marcela. Nu tocmai. Regret că nu pot rămâne, dar noaptea trecută am dormit puțin și sunt foarte obosit. Îndreptându-mă spre ieșire, am trecut pe lângă masa unde stătuse Mareș. Capitanul dispăruse. Am aruncat o privire către ringul de dans. Am țărit-o într-o fulgerare pe soția lui Stelescu. Dansa cu tipul la cărei trăsături semănau cu cele ale Roșcovanului. Am dat un telefon la hotel și am întrebat de Emilia. Mi s-a răspuns că nu fusese văzută. M-am gândit că l-așteaptă la ieșire din bar pe individul care seamănă cu Roșcovanu. Dar am renunțat. La ce bun! Ce legătură poate avea acest om cu Roșcovanu? Seamănă cu el. Dacă e doar o impresie că seamănă. Da, are dreptate, Bota. Prea văd peste tot indivizi suspecți. Ajuns la această concluzie, m-am dus la hotel și m-am culcat. A doua zi, la 7:30, mă aștepta în hol Marcela, care apăruse de vreme. Era îmbrăcată cu pantaloni lungi, evazați și cu un plovăr pe gât. Înainte de venirea Marcelei, mă interesasem de Emilia. De la recepție mi se spusese că nu venise în cursul nopții la hotel. Poate asta la căpătâi colegii bolnave, am gândit eu, și cu toate astea, am încercat să mă liniștesc, să alung gândurile urâte. Marcela avea o mașină splendidă, un Ford Capri, cu
conducea bine, puțin ca imprudent la depășiri. Însă de la ieșirea din T am început să discutăm despre jazz și interpreți celebri. Mi-am dat seama că știa multe despre istoria jazzului și am spus-o. N-ar trebui să vă mire cunoștințele mele. Am vrut să ajung dansatoare. Am și fost o vreme. Până m-am căsătorit cu Bertea. Vorbea de soțul ei ca de un străin. Ai fost colegă cu doamna Stelescu? Exact. Mia e balerină. Nu cumva o cunoști pe Emilia Pascu? Dansează acum la Pisica Sălbatică. Emilia Pascu? Nu, nu o cunosc. N-am prietene de acest soi. Nu sos nuabă, dar oricum știu să fac deosebirea între o balerină și dansatoare de cabaret. Vrei să-mi aprinzi o țigare? I-am îndeplinit dorința, apoi am continuat să-i vorbesc de Emilia. Mi-era ciudă că o trata cu dispreț. Tatăl ei a fost unul dintre comuniștii care au condus aici, în T, cu luptele din august 1944. Era maestru Sondor. În seara când am fost la voi, am cunoscut pe soții Pandele. Ah, Mioara și Gicu Pandele. Mioara mi-a vorbit despre unchiul ei, Nestorescu, ilegalist, care cunoaște bine istoria luptelor desfășurate în T. Ca profesor de istorie, ți închipui, nu-i așa? Sunt curios să aflu aceste lucruri. Îl cunoști cumva pe Nestorescu? Nu, dar date despre cele întâmplate în august 1944, ți-ar putea furniza Nea Suciu. Și el a fost, mi se pare, în comandamentul care a organizat acțiunea. A luat parte activă la evenimentele de atunci. A fugit din lagăr. A fost eliberat. Nu am idee cum s-au petrecut lucrurile. Întreabă-l și pe el. Și acum, vrei să fii drăguț să vorbim despre altceva? Mai avem o jumătate de oră de mers în care suntem doar noi. Marcela a stins țigara și m-a privit cu coada ochiului. Andy, te-am întrebat chiar în prima zi. Cu toate femeile, ești așa timid? Femeile ca dumneata m-au intimidat întotdeauna. Abia rostisem aceste cuvinte că pe neașteptate în fața mașinii a sărit un câine. Marcela a frânat brusc, a socit volanul de stânga și în dreapta, deoarece automobilul se dezechilibrase, dar n-a fost chip să-l redreseze. În câteva secunde ne aflam în șanțul din dreapta șoselei cu aripa dreapta a mașinii sprijinită de un pom. Am sărit jos, am deschis portiera din stânga, Marcela își pierduse cunoștința, am scos-o cu grijă din mașină și am întins-o pe iarbă. Mi-am dat seama că nu era nimic grav. Leșinase de panică. I-am frecționat tâmplele, obrajii și după câteva minute a deschis ochii. Unde mă aflu? A întrebat ea încercând să se ridice. Stai liniștită. Te doare ceva? Nu, 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 mașina, ce are mașina? Du-te și vezi. Am făcut în conjurul automobilului. Farul din dreapta era crăpat și tabla din jurul lui puțin îndoită, atât. Am apăsat pe sticla farului și acesta a cedat, gata să cadă. N-ai prin mașină bandă de lipit? Am întrebat. Ba da, e o rolă în stânga, acolo unde este ghidul auto. Am cotrobăit în buzunarul din stânga al bordului și am găsit ce căutam. Din curiozitate, am răsfoit ghidul. Chitanța de amendă nu se mai afla acolo. Am controlat becurile, erau intacte. Ceva însă mi-a atras atenția în mod deosebit. Deasupra becului, pentru fază mare, se afla o crăpătură, un fel de lăcaș pentru o piesă dreptunghiulară. Am pipăit oglinda farului. Acolo se afla și un suport. Ia te uită ce chestie curioasă, mi-am zis. Aici se poate monta ușor un aparat de fotografiat sau chiar unul de filmat. La ce i-o fi folosit Marcelei? Am lipit geamul, am pus rama la loc și am revenit lângă Marcela. Totul e în regulă, i-am spus, am scăpat foarte ușor. Însă trebuie să anunțăm miliția. Cu circulația nu-i de jucat. Am pățit-o și eu de vreo două ori. Să anunțăm miliția nici să n-aud, doar pentru atâta nici vorbă. S-a îndoit puțin tabla. Ei, și? Marcela, eu sunt cu frica lui Dumnezeu, nu vreau să dăm de bucluc. Stai în banca ta, Andy, dacă o fi ceva, rezolv și răspund eu. Am scos mașina din șanț și am pornit pe șosea făcând o probă. Direcția era în regulă, puteam pleca.
Am revenit lângă Marcela, am îngenunchiat să o ridic. Ea mi-a înconjurat gâtul cu brațele. Lasă că merg singură. Am nevoie de altceva ca să prind puteri. Ghiși ce! Mă ținea plecată deasupra ei cu buzele apropiate de ale mele. Sărută-mă, Andy! A șoptit pe neașteptate Marcela trăgându-mă spre ea. Am sărutat-o, avea buzele moi și fierbinți. Marcela a rămas câteva clipe cu ochii închiși, apoi deodată s-a ridicat și a pornit spre mașină. Peste câteva minute goneam spre Strehaia ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Mi-era ciudă pe mine, ciudă că o sărutasem, cedând unui impuls de moment. Și acum, de ce stai bosoflat? A întrebat ea. Ai remușcări? Ai mustrări de conștiință? Fii liniștit, domnule Andy. A fost o experiență. Am vrut să văd cum reacționez. Cum reacționează un timid. Ai fost formidabil. Inginerul Tudor ne aștepta. Probabil că Marcela îi telefonase. Era tras la față cu obrajii gălbejiți și din această cauză cercănele din jurul ochilor păreau verzui. Păcat că n-am un aparat de fotografiat să te pozez în culori. I-a spus Marcela. Arăți ca dracu. Cum? Nu ai un aparat de fotografiat? Ce fel de turistă ești tu, fără o asemenea ustensilă? N-am avut niciodată și n-o să am. Am oroare de tehnică, dragul meu. Unde-i Sandu? În rezerva 2. Hai să te conduc. Mai întâi să-ți prezint pe domnul profesor Andy, Radulian. Lucrează la șantierul lui Berte, a spus Marcela, vorbind de soțul ei ca de un străin. Tudor mi-a întins mâna. Parcă v-am mai văzut undeva, a spus el nesigur. Vă rog să mă scuzați, n-am memoria figurilor. Oricum, îmi pare bine de cunoștință. Zicând acestea, a pornit înainte să ne arate drumul. Ajungând în dreptul rezervei în care se afla Ardeleanu, a bătut, apoi a deschis larg ușa. Iată-l, stimată doamnă, pe eroul accidentului din Strehaia, prima cetate de scaun a lui Mihai Viteazul. Să vi-l prezint, domnul inginer Ardeleanu. Bărbos ca întotdeauna, cu un braț în ghips și capul bandajat, aceasta nu îl împiedică să cugete, din moment ce are picioarele tepere. Marcela a râs. A râs și Ardeleanu. Drept să spun, îmi plăcea verba lui Tudor. Alexandru Ardeleanu ne-a invitat să luăm loc. Eu m-am așezat pe un scaun. Marcela și Tudor pe patul bolnavului. Am aruncat o privire în jur. Pe noptieră se aflau câteva cărți tehnice. Cum te simți, Alex? A întrebat Marcela, mângâindu-i fruntea. Ca toți dracii stau în spital când am atâta de lucru. Îmi vine să-mi iau câmpii. Doctorul a promis să-mi dea drumul peste câteva zile. Dacă nu se ține de promisiune, o iau la sănătoasa, pe cont propriu. Fug, pur și simplu. O fi având motive să nu-ți dea drumul, i-a spus Marcela cu glas moale. Are, cum să nu, a intervenit Tudor. Individul ăsta e în stare să urce iar la volan și, zăpăcit cum e, o să facă și mai lată. Nu îi ține nimeni aici pentru braț, nu? Ci pentru ca să-i vină mintea la cap. Cei trei au început să vorbească de una de alta. Din spusele lui Tudor, am aflat că mașina fusese reparată. Tratamentul din spital era bun, dar în ultimile zile Ardeleanu nu mai avea somn. La gândul că stă în spital în timp ce acolo în T are mult de lucru. Deocamdată nu-s prea multe de făcut, Sandule, a spus Tudor. Dar lasă astea, Marcela, abia așteaptă să ajungi în T. O să-ți cer permisiunea să-i fac o vizită scurtă cuiva aici, în Strehaia. Poate că domnul Radulian vrea să mă însoțească. Anditul cu mașina, fi drăguț, ca întotdeauna, mi-a adresat Marcela. Știți, pe drum am pățit un mic accident. Am călcat un câine și am nimerit în șanț. Cu puțin noroc, ajungeam și eu la spital. Lângă Alex. N-ar fi rău, am gândit-o eu. La întoarcere, în drumul spre T, am făcut un popost la Filiaș să bem o cafea. Am tras mașina în fața unui restaurant și am intrat. Văzusem tăblița care interzicea staționarea, dar parcasem aproape de ea din adins. Speram ceva. Și spre norocul meu, gândul mi s-a îndeplinit.
La ieșirea din restaurant, am zărit un milițian lângă mașină. Actele dumneavoastră, vă rog. A cercetat actele, mi-a arătat tablița care interzicea staționarea, apoi m-a amendat. Dacă nu mă înșel, a spus el, ați mai plătit amendă, cunosc mașina. N-ați fost pe aici săptămâna trecută? Nu, tovarășe plutonier, am spus. Tare docil ești, Andy, a spus Marcela, ai plătit fără să cârtești. Bine ai zis, ești om cu frica lui Dumnezeu și a miliției. În locul tău aș fi vociferat, măcar așa, de formă. N-am răspuns. Mă convinsesem că chitanța aceea din ghidul automobilistic existase într-adevăr. Conduceam cu grijă Marcela și Tudor, stăteau pe bancheta din spate și sporovăiau vrute și nevrute despre viața de la spital, accidente de circulație, tipuri de mașini prezentate la salonul de la Torino. Marcela era de părere că trebuia să-și vândă mașina. Când am luat-o, avea vreo 15.000 la bord. Acum a trecut de 100, a spus ea. S-a învechit și e cazul să o vând. S-a cam hodorogit. Cine o fi practicat lăcașul acela pentru un aparat de fotografiat sau de filmat? Din oglinda farului, mă întrebam eu, nu cumva fostul proprietar al mașinii? Marcela n-are nici măcar un aparat de fotografiat, dar minte de filmat. Și tu strici, Marcela, că dai mașina pe mâna tuturor. Numai eu cunosc vreo trei cărora le-o împrumuți ca pe un pix. Inginerul acela Pop, de unde până unde sunteți atât de bun prieten? Apoi lui Stelescu, lui Tit Ionașcu, cel mai puțin se plimbă cu mașina bărbatul tău. De la discuția despre mașină, cei doi au trecut la muzica de jazz. Au vorbit apoi de Udrea. Nu s-a aflat nici acum, după atâta vreme, cum s-au petrecut lucrurile cu inginerul Udrea, a întrebat Tudor. Se știe doar atât că a fost un accident de mașină în afara orașului, lovit la cap. A fost găsit pe marginea drumului, în agonie. Zvonuri sunt destule. Se caută un dușman al domnului Udrea. Dar cine să-l dușmănească? E un om atât de cum se cade. Deci a fost un accident de circulație? A murmurat Tudor. Domnul Udrea era pe bicicletă, obiceiul lui să se plimbe seara. Pe unde se plimba nu știe nimeni. Uneori venea acasă târziu, după căderea întunericului. Poate ieșea din oraș și se oprea la vreun han sau la vreun camping unde lua masa. Într-adevăr, a fost un accident de circulație, mi-am zis în gând. Exista însă îndoiala în privința modului cum s-a petrecut. În seara accidentului, Udrea a fost invitat la o întâlnire. Dacă există o legătură între invitație și accident? Colegii săi spuneau că în clipa în care a primit telefonul s-a arătat foarte surprins și a fost imediat de acord să meargă la întâlnire, promițând să fie discret. Apoi Udrea și-a cerut o zi liberă, înseamnă că vroia să plece undeva. Unde, cum, de ce? Această cerere a lui era în legătură cu telefonul primit? Dacă e așa, ce rost avea să-și ia bicicleta și să facă plimbarea, când mai firesc era să ducă la gară. Dacă era o vorbă de întâlnire în T, inginerul n-avea nevoie de o zi de învoire de la serviciu. Din aceste gânduri am fost mulți de glasul Marcelei. Ne scuze, Andy, că trâncănim aici fără să te facem părtaș, dar e vorba de niște întâmplări din orașul nostru, pe care n-ai de unde să le știi. Nu l-ai cunoscut pe domnul Udrea. Hai să vorbim despre șantierul bărbatului tău, a propus Tudor. Ce mai e nou pe acolo, domnule Andy? S-au descoperit ruinele Troiei? Încă nu, dar unii speră, am răspuns în glumă. Domnul Bertea zicea cândva că săpăturile astea se fac cam de pomană. Nic, te rog, lasă-l în pace. Și dă-l încolo pe Bertea cu părerea lui. Eu sunt de părerea domnului Suciu. Lui Bertea nu-i place acest șantier, fiindcă nu-și face meseria. El vrea să facă săpături pe coclauri, ca și până acum. Așa-s geologii. Dar eu m-am săturat să fie mereu plecat. Știi bine că datorită mie a primit acest șantier aici în T.
Poate să stea acasă să-și vadă de ulcerul care îl sâcâie, mai ales acum toamna. În zare se vedea turnul de apă din T, semn că ne apropiem de oraș. Am ajuns acasă. A fost o excursie plăcută, nu-i așa, Andy? Exceptând accidentul acela de la ducere care a avut darul să te indispună. Marcela vorbea în doi peri. La ce se referea? La incidentul de mașină sau cele petrecute după? Oricum, e o ființă sucită și îmi creează niște probleme...